România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. După mai bine de un an, viața noastră pare că se întoarce la un fel de normalitate. Eu am venit alături de voi într-un moment complet dificil, când viața noastră a luat sau luase alt curs și s-a îndreptat în cea mai mare criză a generațiilor noastre. Pentru prima dată, însă, după 12 luni, pare că astăzi nu trăim o criză. Pare că, cel puțin în lunea asta, avem un moment de liniște, nu-i așa? Și că putem merge să construim mai departe. De azi să ne apucăm de problemele obișnuite ale României. Stradă, școală și spital, o minte mai bună, mai curată, mai sănătoasă pentru noi. Să facem lucrurile alea pe care le așteptăm de 20-30 de ani încoace. Dar înainte ar trebui să învățăm ceva, nu? Și să tragem niște concluzii, așa cum se face de fiecare dată când treci printr-un episod dificil. Trăiesc cu impresia și cu speranța, de fapt, că această emisiune ar putea marca finalul unei epoci. Așa crede multă lume. M-am uitat în jur, am stat de vorbă cu unii și cu alții și multă lume mi-a zis: domnule, s-a terminat, gata, am scăpat. Uitați-vă și voi, astăzi au fost foarte puține cazuri, dacă nu mă înșel, undeva la vreo 400, da? Și lumea zice: dom'le, asta e, asta a fost. Dar întrebarea mea este: noi cum am ieșit ca societate din treaba asta? Voi ce impresie v-ați făcut? Am ieșit mai bine, mai rău? Suntem mai slabi, mai puternici? Ce spun toate lucrurile astea despre noi? Uite câteva date. Numărul îmbolnăvirilor de COVID a scăzut vertiginos, vaccinările împotriva coronavirusului au crescut și în multe orașe lumea stă la coadă, fie ploaie, fie soare, se duc la maratoane de vaccinare oamenii. Președintele Iohannis a hotărât chiar că putem să ne scoatem măștile în aer liber, iar mai multe orașe au avut loc evenimente test, adică lumea s-a dus la spectacole, la concerte. Ministrul Educației a modificat la rândul ei o serie de ordine care să le permită elevilor să vină cât mai curând, cât mai repede la școală, adică chiar de miercuri cei care mai rămăseseră pe acasă. Iar premierul Câțu anunță pe repede înainte că ar putea să găsească o serie de beneficii pentru cei vaccinați. Pe mai multe canale oficiale, căci de fapt despre asta e vorba, România semnalează că epidemia este aproape de final și că viața poate reveni la normal. Și este foarte probabil că foarte multă lume așa simte. E probabil că acesta să fie primul weekend al unei perioade în care să fie la fel ca înainte, da? Multă lume zice: domnule, a început libertatea. Dar ce am învățat noi în anul acesta? Păi, să vă spun eu la ce mă uit mai înainte de toate. Uite, un exemplu foarte apropiat de noi. Mă uit la decizia președintelui Iohannis, care a scos măștile de afară, da? Președintele american, confruntat cu aproape același tip de problemă, a dat altfel de mesaj, a spus așa: ori vă vaccinați, ori purtați mască. Dar asta nu ca o pedeapsă, ci ca o atenționare că într-o comunitate ai și drepturi, ai și obligații și că nu poți aștepta doar ca alții să te scoată din necaz. În România e fix pe dos. Toată lumea are și cere drepturi indiferent de natura obligațiilor și ideea asta este întreținută și de politicieni. Asta mi-a arătat mie că avem politicieni incapabili de decizii ferme, dar dureroase, și care se conduc prea mult după sondaje. Tot eu am învățat că în aceste luni că adevărul și transparența contează prea puțin pentru statul român, că nu are obiceiul acesta, că sistemul administrativ este putred și corupt pe alocuri și că noi suntem în continuare foarte sau chiar individualiști de-a dreptul și că prea puțin facem o comunitate. Am văzut cum puțini au tras să-i scoată din necaz pe mulți. Pe de altă parte, am văzut insule de corectitudine și sacrificiu, am văzut oameni muncitori și curajoși, oameni dispuși să aibă mai multă încredere în știință decât în Facebook și cred că am văzut destul de multe semne bune în România. Mai avem specialiști acolo unde trebuie, ne mai pricepem să ne organizăm cât de cât și, mai ales de orice, am văzut că noi românii avem răbdare și capacitatea de a îndura. Dar că avem și o societate tânără, o generație tânără,
care înseamnă sau care s-a comportat exemplar și care înseamnă progres pentru noi. O să vă dau numerele de telefon și vă aștept opiniile voastre. Astăzi e o emisiune cu multe opinii și sentimente, dacă vreți, pentru că vreau să tragem o linie. 0372069599. Îl repet și vă încurajez să vă înscrieți și pentru prima dată. E important să ne spunem unii altora ce am învățat acum. 0372069599. Iată și întrebările mele. Am trecut cu bine peste acest episod din istoria noastră recentă, poate cel mai greu episod din ultimii noștri ani. Ce ați aflat și ce ați învățat despre societatea românească? Suntem mai puternici sau, de fapt, cum vi se arată societatea românească? Suntem mai puternici sau mai slabi decât ne credeam? Și dacă ar fi să vă întreb un lucru care o să vă rămână în memorie după episodul acesta pe care o să-l treceți acolo. 0372069599. Cum arată România trecută, aproape trecută de un necaz și pregătită să meargă mai departe? Daniel, salutare, bine ai venit! Salutare, Cătălin! Prima dată mă gândesc dacă am trecut peste episodul ăsta, că eu sunt optimist de felul meu, chiar foarte optimist, dar încă nu sunt sigur că am trecut peste episodul COVID și cred că încă mai avem de tras. Și nu vorbesc de România, ci la nivel mondial toată treaba asta. Suntem cumva în momentul în care suntem euforici, credem că am trecut, dar avem încă mult în față. Și eu cred că vom trece cu bine în momentul în care lumea, în marea majoritate, se va vaccina. Pentru că eu asta am observat și dacă mă întreb cu ce am rămas în urma acestui episod, am rămas cu două lucruri. Prima dată, că o minoritate gălăgioasă reușește să influențeze destul de mult în prima parte opiniile celorlalți, iar în momentul în care oamenii se vaccinează și se observă că nu se întâmplă nimic, parcă și dorința de a se vaccina crește. Asta, cu asta rămân cumva, că niciodată cineva care nu are dreptate, cineva care minte, pot să spun cuvântul ăsta minciună, nu o să câștige până la urmă. Până la urmă e un câștig pentru noi faptul că a apărut un vaccin, și cu asta mai rămân. Când minți luminate din întreaga lume se adună, reușesc într-un timp record să facă ce au făcut cu vaccinul. Aici, un lucru neașteptat. Să notăm lucrul acesta, că omenirea este capabilă de lucruri extraordinare și că de prea puține ori ne gândim la lucrurile bune pe care le putem face și că suntem atenți la aceste extreme care ne tulbură viața. Dar uite, vorba ta despre vaccinare, domnule, sunt oameni minunați și luminați pe lumea asta care ne-au dat o soluție în timp record. Și mă bucur să spun că printre ei sunt și români, da? Care au lucrat la chestiunea asta cu vaccinul. Oameni foarte deștepți din țara asta care au reușit să construiască. Absolut, că aș mai avea ceva de adăugat. Și lumea în general înjură guvernul, dar eu stau și mă uit puțin la nivel mondial. Suntem una dintre puținele țări din lume care am reușit să asigurăm vaccinare pentru toată lumea. Adică, că de exemplu în Germania, cum datul meu stă acolo, n-apucă decât în iulie să se vaccineze. În România vine o grămadă de străini să se vaccineze, chiar voi ați dat știrea la Europa FM, dacă mi-aduc aminte, dar oricum soția lucrează într-un centru de vaccinare și îmi confirmă chestiile. Dar asta e o veste bună, Daniel, asta mi se pare o veste tristă despre noi. Știi de ce putem noi să facem asta? Exact, o veste tristă. Asta pentru că mulți dintre noi nu vor sau nu sunt pregătiți sau nu au ajuns vaccinurile alea la ei. De fapt, despre asta e vorba. Eu aș trece la bile negre asta, pentru că statul român într-adevăr îți pune la dispoziție lucrurile astea în momentul ăsta și de lăudat, dar este atrasă doar lumea de la orașe, nu? Sau bănuiesc că așa se împart lucrurile, că am văzut că rata de vaccinare e mai mare acolo. Cătălin, să-ți dau un exemplu. În orașul Curtiș din județul Arad există centru de vaccinare cu Moderna. Vor să-l închidă pentru simplu motiv că în jur de 10 oameni vin pe zi să se vaccineze. Și acum stau să mă întreb, e vina statului că oamenii nu vin sau e vina oamenilor că au acolo, au Moderna la îndemână și nu vor să vină? Adică lucrurile cumva sunt... Spune-mi altceva, Daniel, fii atent.
Suntem după anul acesta în care ne-ai urmărit, suntem mai puternici sau mai slabi ca societate față de cum te gândeai cu un an în urmă? Suntem mai divizați. S-ar putea să fim mai puternici în unele situații. Și când zic mai puternici, în unele situații mă refer că putem să ne mobilizăm. Asta e foarte clar. De altă parte, exact cum ai zis și tu, mesajele astea legate de gata, e libertate acum, am trecut de COVID, este simplu, mi-arată că politicienii își doresc, adică spun ce își doresc oamenii să audă. Ar fi bine întotdeauna să spune adevărul. Eu aș spune altfel. Aș spune, încă mai avem de lucru. Fiți atenți, continuați să fiți atenți, dar... Deci în momentul în când spui exact ce vrea să audă celălalt... Eu nu vă spun astăzi că pandemia s-a terminat. Îți mulțumesc tare mult, Daniel. Spor la treabă. Eu spun astăzi ceea ce crede și gândește foarte multă lume. Fiți atenți la diferență. Foarte multă lume de pe stradă, din case, amici, lume care a ieșit din casă zilele astea, se gândește că aproape s-a terminat. Valul ăla al patrulea care va să vină la un moment dat e încă departe. Pentru noi urmează 2-3 luni bune, timp în care putem să ne vaccinăm și poate să scăpăm cât mai mult de chestiunea asta. Îmi dau seama acum că trebuia să vă întreb altfel, apropo, dacă suntem mai buni sau mai puternici după experiența asta. Vi se mai pare, domnule, că mai suntem coada Europei după ce am trecut anul acesta? Că v-ați uitat și la spanioli, și la italieni, și la englezi? Mai trăiți cu impresia asta că, băi, ca la noi, la nimeni, adică suntem cei mai slabi? Salutare, Simona, bine ai venit la România în direct. Bună ziua. Sunt întotdeauna de acord cu ce a zis antevorbitorul, dar vreau să spun așa, din punctul meu de vedere, nu am trecut de pandemie, mai ales privind la mine în Bacău, cum a fost ziua de ieri. Mi s-a părut o zi sufocantă în care oamenii, dar eu înțeleg că ni s-a dat libertatea să ieșim, dar trebuia să o facem puțin mai rațional, nu toți la grămadă. Deci asta mi s-a părut foarte aiurea. Nu vă spun câte accidente au fost pe Bacău, pentru că au fost mașinile în trafic, ziceai, frate, că acum s-a dat drumul, nu știu la ce, că eu nu mi-am imaginat. N-am trecut peste asta, pentru că nu vom trece decât dacă vom continua cu anumite măsuri, nu vom uita de igienă, nu vom uita să ne vaccinăm. După care, din punctul meu de vedere, suntem mai săraci. Suntem mai săraci spiritual, suntem mai săraci sufletește, suntem, din păcate, intelectual mai săraci. Cum așa? Asta cred eu. Cum așa? Din punctul meu de vedere, școala online, îmi pare foarte rău că o spun, nu și-a avut beneficiile. Pentru un copil de clasa 5-a, un copil de clasa 9-a, a fost un an foarte greu. Un copil care pleacă de la învățător la profesor și nici măcar nu a reușit să vadă profesorul până acum, a fost foarte greu. Un copil care a plecat dintr-o generală, într-un liceu, poate a mai fost cum a fost. Deci, din punctul meu de vedere, intelectual, suntem mai slabi. Sufletește, ne-am înrăit. Cum? Ne-am divizat, ne-am înrăit, pentru că acum răutatea, ăla își face vaccinul, ăla nu, ăla nu-i bun, ăla nu știu ce, ăla n-a făcut. Îmi amintesc când a început pandemia, era plin Facebook-ul de oameni care cereau o bucățică de drojdie pentru bunicii lor. Nu uit, m-am dus cu pachetele de alea mici de drojdie, că n-am avut de unde mai mult, să dau la niște bătrâni pe care scrisese nepoții din Anglia, că n-au cu ce să-și facă pâine. Nu, n-am învățat, din punctul meu de vedere, nimic. Mă uit pe stradă și n-am învățat nimic. Dom'le, are dreptate. Stați un pic, că vreau să-i provoc și pe cei care ne ascultă, da, la 0372069599. Ați auzit-o pe Simona, spune așa, n-am învățat nimic. Sunt convins că printre voi sunt oameni care vor să o contrazică, da? 0372069599. Mai vreau, dacă se poate. Te rog. Ce-am făcut? Am început să ne temem și mai mult de sistemul de sănătate. Dacă până acum ne duceam cu teamă la spital din anumite motive, am început să ne temem și pentru o simplă răceală, că ne vom duce și vom fi catalogați ca fiind cu COVID. Deci asta este iarăși un lucru. Deci, sincer, și financiar suntem foarte departe de unde eram. Sunt atâția oameni care au rămas cu datorii, sunt atâtea firme care s-au închis și credeți-mă, e doar la suprafață când spune că statul a ajutat. Aici pot fi de acord cu tine, statul român s-a cam făcut că a ajutat, plus, dar... politicienii noștri au scăzut în ochii mei. De ce? Pentru că sunt încă populiști.
Da, asta e perfect adevărat. Dar fii atentă. Tu, per ansamblu, ca societate, cum ne vezi după anul ăsta? Pentru că toți învățăm. Suntem mai puternici sau mai slabi? Mai slabi. Mai slabi. Aha. Nu. Okay. Eu am văzut foarte multe momente bune, adică m-am uitat. Spania, Italia, Anglia s-au luat măsuri mai proaste ca la noi. Oamenii au fost mai puțin pregătiți. A murit mult mai multă lume. Mult mai multă lume s-a îmbolnăvit decât în România. România asta slabă și proastă, cum o vedem deci în fiecare zi. Nu vreau zi. Să vă contrazic, dar nu. Știu, în cazuri de oameni care, sincer, au avut forme ușoare de COVID și ca să nu-și piardă locul de muncă sau li s-au cerut de la întreprindere sau de unde lucrau, vă rugăm, nu declarați ca să nu fim nevoiți să închidem. Am N prietene care lucrau pe contabilitate la firme mari, unde li s-au spus, vă lăsăm acasă, dar nu declarați că aveți COVID. De acord deci cu tine. Nu sunt despre reale. Asta, despre asta deci am auzit și eu. Nu sunt reale. Da, că nu deci sunt reale. Faguri. Că nu sunt reale s-a demonstrat săptămâna trecută, nu când a venit doamna ministru cu raportul, adică cu raportul ăla del ceruse Voiculescu. Că nu sunt da, reale de acolo. Pe undeva au fost poate și lucruri bune. Poate ne-am apropiat de copiii noștri mai mult. Poate am petrecut mai mult timp împreună și am văzut ce înseamnă să fim împreună. Dar totuși suntem o societate divizată. Suntem încă răi sufletește. Mulțumesc tare mult, Simona. Divizarea societății este cea mai mare traumă a generațiilor actuale. Este foarte vizibilă din cauza rețelelor sociale. Ar trebui să vorbim la un moment dat despre asta. Este mai vizibilă ca niciodată această divizare a societății și, în fapt, este cea mai mare bătălie pe care o avem de purtat în anii următori. Va trebui să învățăm să recomunicăm unii cu alții. Pentru că, ce să vezi, chiar dacă avem opinii diferite asupra unui subiect, problemele noastre rămân comune și nu le putem rezolva decât discutând. Dacă eu astăzi mă profilez în fața dumneavoastră ca un cunoscător absolut al adevărului și spun că, domnule, rezolvarea unei probleme oricare din România se poate face doar așa cum spun eu, nu înseamnă că am dreptate până la capăt și ar fi o greșeală din punctul ăsta de vedere. Sorin, ești la România în direct. Astăzi vreau să aflu dacă suntem mai slabi sau mai puternici decât în urmă cu un an. Și ce am învățat, în mod evident. Salutare! Salut, Cătălin. Din păcate, mai slabi. Mai slabi? Nu pot să o contrazic pe doamna dinainte. Eu asta văd în jurul meu. Mai păi, slabi. Uite! Mai divizați. Dacă înainte era o diferență între tine și bătrân ca mentalitate, cât acum sunt diferențele astea și între cei de aceeași vârstă. Pro și antivaccinare. Cei care cred în conspirații, cei care nu. Deci, ne-am împărțit în atât de multe grupuri și grupulețe care credem una și alta, încât suntem mult, mult mai diferite. Îmi dai voie să și te... Din păcate, da. Îmi dai voie să te contrazic? Uite, da. Chiar dacă suntem mai divizați, eu pot să spun că suntem mai puternici. Avem un corp de medici în momentul ăsta care a fost supus unei situații de criză și a învățat lucruri pe care nu le-ar fi învățat niciodată. Avem câțiva politicieni în a căror putere intelectuală eu cred și care au fost nevoiți să ia și niște decizii mai complicate pentru prima dată în viața lor. Noi, eu, tu și cu mine, am învățat că dacă ne spălăm mai des pe mâini, și dacă purtăm mască niște medii, s-ar putea să ne îmbolnăvim mai rar. Nu crezi că asta e o dovadă că învățăm câte ceva? Și că sunt așa de puțin cei pe care nu merg tu. Sunt așa de puțin. Aduți aminte de ce s-a întâmplat la Reșița cu oamenii aia cum stăteau pe jos aruncați. Aduți aminte de Sibiu, aduți aminte de multe altele. Degeaba sunt câțiva medici care cu floare nu se face primăvară. Și crede-mă, știu despre ce vorbesc. Nu vreau să zic mai mult, dar știu despre ce vorbesc. Adică lucrez în mediul acesta și... Oarecum, da. Și ai văzut și lucrurile rele. Da. Nu cumva suntem iarăși în situația aia în care avem noi chestia asta românească, domnule, ca la noi, la nimeni. Adică ai văzut exemple mult mai rele pe toată planeta acum. Da, dar hai să-ți mai spun ceva. Dacă în Spania stăteau oamenii și așteptau, într-adevăr, pe holuri, așteptau în curățenie. Și probabil că cineva din când în când e întrebat de sănătate, pe când la noi stăteau aruncați pe jos în mizeri. Și asta e o mare diferență. Am văzut un spital la Arad, inaugurat de câțiva anișori,
toaletele praf, din punct de vedere al curățeniei, fără hârtie igienică, fără săpun, asta în plină pandemie, când toată lumea ne îndemna să facem și să dregem, într-un spital nou, din Arad, și femeia de serviciu telefon pe hol, în fața toaletelor, se pare normal? Nu. Femeia de serviciu o fie mai fără carte și ăsta. Dar cei care răspund deasupra ei de chestia asta, ce fac? Nu interesează, Cătălin. Nu interesează. Da. Și asta e un mic exemplu din multe altele care le știu și le văd. Măcar așteaptă în curățenie cei de afară. Asta e diferența între noi și cei de afară, că au spitale curate. Trebuie să aștepți 10 ore pe un hol. O aștepți un hol pe o targă curată, pe un cearșaf curat, pe un hol curat, într-un aer curat. Crezi că n-am învățat? Pute în spitale când intri, pute în spitale. Îmi pare rău că trebuie să o zic așa. Crezi că n-am învățat cu ocazia asta nici măcar niște lucruri minime pe care să le respectăm? Nu cred. O să ne întoarcem la năraburile dinainte. Sunt convins, și dacă acum câțiva am strălucit, și nu mă implic neapărat în triacești câțiva, am zis-o așa doar că așa mi-a ieșit, cred că ne vom întoarce la năraburile dinainte. Pentru că în multe locuri am văzut aceleași năraburi care se perpetuează. Multe. Și în politică, și în spitalele românești, și în multe alte chestii. Nu cred. Din păcate, și o zic cu părere de rău, pentru că îmi pare rău că e asta. Normal, și eu trăiesc aici, nu trăiesc în altă parte. Îmi pare rău pentru că în jurul meu văd oameni cu școală, cu studii superioare, pe care nu-i poți convinge de necesitatea vaccinării. Și asta e și la mine în familie, și în grupul meu de prieteni, și în jurul meu la muncă. Cu asta cum sunt... e posibil așa ceva? Cu asta sunt de acord. Da, e o cum chestiune de acces... Nu pot să o conving pe maică-mea de 23 de ani. Ok, are 83 de ani, n-are studii, e un om care a crescut în timpul războiului, e altceva, e altă mentalitate, am înțeles. Nu pot, asta e, îmi asum. Dar să nu pot pe fiica mea să o conving și pe prietenii mei care au studii superioare, nu pe colegii mei de birou care au studii superioare și nu numai asta. Au și tendința să creadă mai mult partea aceea cu care ne bagă în cap tot felul de prostii, cum se scapă acum termenul. Nici acum, cu teoriile conspirației și așa mai departe, nici acum când văd milioane de oameni și în această țară care s-au vaccinat și n-au probleme... Nu știu, am impresia că trăiesc într-o altă lume. Nu știu, sincer, poate nu se uită la televizor sau rup de totul ca să uite de tot și nu vor să știe de nimic. Nu înțeleg, chiar nu înțeleg, nu știu. Și nu poți, nici măcar n-ai posibilitatea să duci un dialog, să... Nu vor efectiv să discute pe temă și pe revedere. Mulțumesc mult. E ca și cum tu încerci să-i obligi. Nu încerci să-i obligi, dar încerci așa să le explici. Uite, asta va trebui să învățăm, Sorin, îți mulțumesc foarte mult. Va trebui să învățăm cum să punem problema. Aflu din ce citesc zilele astea și o să mai vorbim. Uite, vă recomand interviul cu Paul Olteanu, interviul de 10, pe care îl găsiți pe site-ul Europa FM. Paul Olteanu, care este specialist în neuroștiințe, spune așa, că unui om care o să-i spui confruntațional că trebuie să-și facă vaccin, nu o să-și facă, dar nu numai vaccin, orice treabă în viața asta, ci că ai nevoie de o altă abordare. Și mulți dintre noi învață chestiunea asta. Spune cineva pe Facebook, mă uitam aici, hai domnule, dar în ce țară trăiești? Înainte nu ne spălam pe mâini? Ba da, ne spălam. Mulți sau cei mai mulți dintre noi ne spălam și înainte pe mâini. Doar că acum, repetându-se zilnic că trebuie să ne spălăm pe mâini mai mult, mult mai mulți dintre noi o fac mult și mult mai des. Vă spălați înainte de 6-7 ori pe mâini? În fiecare zi foloseați dezinfectantele astea care acum sunt la dispoziție peste tot? Nu cred că le foloseați. Și acum, mie mi se pare ăsta un progres. Salutare, Rodica! Ce-ai învățat din perioada asta? Că suntem mai buni sau mai slabi? Bună ziua, mă numesc Rodica și părerea mea personală și mi-asum ceea ce spun, pentru că nu vorbesc la modul general. În primul rând, ar trebui să fim oameni. Avem omenie. Să învățăm un lucru, că indiferent câte facultăți și școli am avea, în primul rând trebuie să știm să fim oameni. Să nu uităm că, în primul rând, vala, necazul și nenorocirile nu te întreabă nici dacă ești patron, nici dacă ai bani, nici dacă ai timp, nici dacă ai 20 de ani sau 80, îți vin exact în momentul când nu te aștepți. Am emoții. Nu, încet. Crezi că lumea a învățat lucrul ăsta să fie mai... Am văzut oameni,
Am văzut oameni care, într-adevăr, consideră că oricând li se poate schimba viața și apreciază fiecare lucru și moment, dar am văzut și oameni și am întâlnit persoane care consideră că au dreptul la tot, lor nu se poate întâmpla absolut nimic. Sunt asistent medical, lucrez în spitalul județean. Anul trecut am avut un pacient, acum să înțelegeți la ceea ce mă refer, ca să pot să vă fac să înțelegeți despre ce vorba. Dimineața când m-am dus la tratament, nu-i mergea branula, am spus că trebuie să-i spun alta. A vorbit pe un ton foarte ridicat că, auzi, dragă, tu nu mă înțepi pe mine când ai chef. Eu foarte calm mi-am zis, ok, nu vă înțep când am chef, ci acum îi nevoie. Păi nu te las. Și atunci am zis, ok, o să vorbesc cu medicul meu astră, curant, să vedem ce e de făcut. Întotdeauna tratamentul îl facem în salon, de față cu pacienții, mi-am pus căruciorul acolo. Am făcut tratamentul la restul de pacienți care mai aveam în salon, încă doi bărbați, și am plecat. Efectiv, l-am lăsat pe domnul, așa, cu tonul lui și foarte înfumurat, foarte supărat, ca și cum eu aș fi fost de vină că dânsul a ajuns în spital. M-am dus la salonul următor să pregătesc tratamentul. Nu a trecut 10 minute și a sunat alarma, pentru că în saloane avem alarmă. Așa. M-am dus, am întrebat ce problemă este, pentru că știam că nu are cum să se termine perfuziile care le-am pus la ceilalți doi pacienți în 10 minute. Și bineînțeles că domnul, la care prima dată mi-a vorbit ca și unui, nici nu știu cum, considerați dumneavoastră cum doriți, a zis, hai dragă și pune-mi branulă că uită-te la restul, le mere tratamentul. Și printre altele m-am zis, ok, o să vin, mă duc să-mi aduc ce am necesare, materiale necesare și vin să vă pun. În momentul când m-am reîntors cu tot ce am avut nevoie, a spus, auzi, doamnă, eu am fost director toată viața. Și eu atunci foarte calm mi-am spus, mă bucur, dar acum în fața mea sunteți un simplu pacient și trebuie astăzi să ascultați de mine. Ați venit aici că aveți o problemă. Eu nu vă permit să vorbiți cu mine pe tonul care ați vorbit. Nu și-a cerut scuze. Eu i-am pus branule, i-am pus tratament, dar abia după amiază pe la 5 s-a gândit domnul respectiv că totuși își ceară scuze că a vorbit cu mine așa și că eu n-am nicio vină și vreau să vă spun, pentru că foarte multă lume crede că noi în sistemul sanitar suntem cele care stăm la povești și toată ziua la cafele și așa mai departe. Să știți că foarte mulți dintre cei care vorbesc nu știu dacă ar rezista în locul nostru, pentru că noi trebuie să facem întotdeauna, indiferent de ce procedură avem de făcut, se face pregătirea psihică și fizică a pacientului. Eu nu pot să forțez pe nimeni să mă lasă să-i fac un lucru dacă dânsul nu dorește. Trebuie să convingem, lucrăm cu oameni de tineri sau bătrâni. Deci sunt oameni singuri, sunt oameni care nu au pe nimeni în țară, sunt oameni care au nevoie să-și pună ofurile. Și ar trebui, în primul rând, să știm să fim oameni, să ajutăm cât putem, fără să aștepta... Fără aștepta ceva în schimb. Ceva în schimb, da, o recompensă. Și cel mai mult mă doare când văd persoane care sunt capabile de muncă, mă duc la părinți, sau 120 de kilometri, Rodica, mai am părinți și mă duc. Să trăiască și să fie, cum să zic, să fie sănătoși. Îți mulțumesc pentru povestea ta, pentru că eu am învățat ceva astăzi de la tine. Am învățat un lucru la care m-am mai gândit în timpul acestei pandemii. În fiecare zi, în fiecare minut sau în momentul în care sunteți confruntați cu o problemă, puneți-vă o secundă și în locul celui din fața voastră. Nu e aceeași persoană și de fiecare dată se confruntă cu alt fel de experiențe. Dacă plec cu o învățătură din această pandemie, este că mi-aș dori sau mi-aș impune ca eu să fiu uneori mai înțelegător cu cei care se află pe zone diferite față de cele ale gândirii mele. Mulțumesc încă o dată pentru învățătura asta, Rodica. Raluca, bine ai venit la România în direct. Astăzi fac o evaluare a ce am învățat după anul ăsta și dacă suntem mai slabi sau mai puternici decât atunci când a început nenorocirea asta.
Salut, Cătălin. Eu cred că individual suntem mai puternici. Ca societate, cred că suntem mai slabi. Și nu numai polarizarea societății are un rol în slăbirea unității. Sunt foarte multe cauze pentru care astăzi pot să spun că societate suntem mai puțin puternici. Ți-a fost teamă să zici mai slabi. Da. Înțeleg ce spui, dar cum se explică faptul că, deși noi ca persoane am învățat câte ceva și am trecut de un moment greu, totuși, într-o comunitate, în societatea noastră, suntem mai slabi? Adică, cum vine asta? Pentru că suntem mai surzi la nevoile celuilalt. Uh-huh. Pentru că credem că avem numai drepturi, nu și obligații. Uite, îți dau un exemplu. În Convenția privind drepturile omului, scrie că avem dreptul la sănătate și la asistență medicală. Dar dreptul la sănătate vine cu responsabilitatea de a avea grijă de propria ta sănătate. Ori aici suntem deficitari ca societate. Individual, sigur că fiecare se duce, ba cu un abonament particular, ba cu un CAS, ba... Dar ca societate, cultura pentru prevenție este cultura pentru safety, pentru... Mă uit la oameni care sunt pe schele în șlapi. Da, nu avem o cultură a prevenției, o cultură a riscului. Aici avem o problemă, pentru că, uite, din această lecție nu am învățat mare lucru. Nu am învățat că împreună se rezolvă lucruri, nu individual. Noi, individual, cum să spun, românul e ca gândacul de bucătărie. Nu moare, nici cu bomba atomică, că asta e. Românul se descurcă. Doamne, de când n-am mai auzit expresia asta? Da, deci nu moare nici cu bomba. Da, românul se descurcă, dar nu e capabil să facă o comunitate. Asta vrei să ne spui. Asta e, da, cea mai veche, noastră problemă. Cea mai veche boala noastră și poate că ar trebui să învățăm să lucrăm împreună. Poate episodul ăsta dureros, poate moartea peste 30.000 dintre conaționalii noștri ar trebui să ne spună, băi, stai un pic, că putem face ceva și noi în care să ne meargă bine la oaltă. Și eu am văzut destule exemple, dar ele sunt ca niște insule, știi? Așa mi-arată România. Păi exact, pentru că uite-te, în pandemie sau într-o criză extremă cum a fost asta la nivel mondial, o să apară și omul care o să-și pună sufletul pe tavă pentru cei de lângă el, dar și omul care o să cumpere tot dezinfectantul și o să-l vândă la suprapreț. Astea sunt extremele. Din păcate, clasa aia de mijloc normală se diminuează. Lumea are tendința de a se polariza. Fie pe o idee, fie pe un concept, pe orice, se polarizează. Știi cum e? Imaginează-ți un câmp de păpădii, care este minunat, este fresh, este... Și în mijlocul păpădiilor un mac. Este unul singur, dar stă atât de mult în evidență și are tendința ca în jurul lui să polarizeze foarte mult. Clasa asta de mijloc a normalului dispare. Se subțiază. Clasa de mijloc a normalului. Doamne, ce expresie frumoasă! Nu m-am gândit niciodată așa. Și dispare pentru că în fiecare zi suntem atenți la extreme. La oamenii care țipă cel mai tare, care vântură exact, cel mai nenorocit lucru și la... Spune în engleză, the odd one out. Ăla trage după el ca tirul la autostradă. 30 de mașini. Fabulos. Asta este. Are, n-are dreptate... Asta este efectul lui, pentru că este mai vocal. Îți mulțumesc. Poate construiește mai frumos o retorică spre care tindem să achesăm. Nu știu, habar n-am de ce, dar asta se întâmplă. Asta se întâmplă, cred că toți, dacă ne uităm în jurul nostru, observăm asta chiar acasă, în cercul cel mai apropiat, în cercul cel mai intim. Mulțumesc mult. Clasa de mijloc a normalității. Cum sună asta? Vă invit, o să țin minte asta și vă invit aici, la emisiunea asta, să fiți tot timpul clasa de mijloc a normalității, să fiți oamenii aceia pe baza cărora se poate sau cu ajutorul cărora se merge mai departe. Clasa de mijloc a normalității. Ciprian, salutare! Suntem Salut. Mai puternici sau mai slabi?
Eu am trei concluzii cinice și dureroase. Te rog. Prima este următoarea. A crescut nivelul de ură dintre noi. Asta este concluzia mea. Și pot să dau câteva exemple. Gen, da, omul e afectat după un an și trei luni de pandemie asupra celui care se pensionează la 42 de ani. Exemplu acest fel pot să-ți dau la nesfârșit. Iar pentru mine am tras două concluzii. Pentru a supraviețui este nevoie obligatoriu să mai fac o mică, o calificare de rezervă. Gen, eu lucrez în vânzări de 20 de ani, nu știu, șofer profesionist. Ăla mă îmbuzunar pentru că nu se știe când voi avea nevoie, ca să supraviețuiesc. Iar ultima concluzie, pentru fetițele mele, soția mea și pentru mine, singura soluție pe care o mai văd este, la 41 de ani, emigrarea. Nu cred. Deci n-ai venit jur să-mi spui că după perioada asta tu emigrezi. Eu văd lucruri bune pentru România, crede-mă. Ești orb, Cătălin. Ești orb ce se întâmplă în jurul nostru. Mi-a scris cineva pe Facebook. Totul e putred în jur, omule drag. Nimic nu funcționează. Nu. Nimic. Totul e putred în jur. Nimic nu funcționează. Nimic. Hai cu mine de mână o săptămână ca să te convingi. Știu că și eu trăiesc în țara asta, dar poate eu mă uit și la oamenii care fac și construiesc ceva. Știu că e prost, că sunt o grămadă de lucruri proaste, dar nu pot să stau. Hai să spun de ce ești naiv. Este și exemplul emisiunii de acum o săptămână în care erai fericit că doar 5 candidați la CNAS, Casa de Sănătate, au luat examenul din 36. Păi care nu eram fericit. Intermediar. Este o expresie metaforică, neapărat că erai fericit. Da. Erai, vedeai luminița de la capăt. Nu, dar cei 5 probabil că erau din partea cui trebuie, din partea partidului cui trebuie, dar cei 5 aveau spatele asigurat, de-aia doar cei 5 au luat examenul, frățioare. Nu. Hai de România reală, dă-te șos. Nu e adevărat acolo, deci te contrazic că dacă era o înțelegere politică, luau mai mulți. Mie mi-e teamă că ăia cinci erau singurii care aveau capacitatea să înțeleagă niște texte de lege, mama lor de texte de lege. Până că aia 32 sunt în plus, ca marea majoritatea celor care funcționează sistemul bugetar. Aia era marea problemă, pentru că pe mine m-a mirat că eu dacă mă duceam era ca la examen, pe cuvântul meu, la subiectele alea le luam și eu, crede-mă că m-am uitat pe subiecte. În România, dacă legea se aia dă examen la Europa FM, așa, pentru un post, da? Eu candidez cu tine. Dacă eu sunt din partea partidului care trebuie, te bat la fundul gol. La Europa e România. La Europa e iar un exemplu metaforic din nou. Într-o societate bugetară în România, te bat de nu o să știi cum te cheamă. Aici, eu habar n-am de meseria ta. Aici da, dar și eu pot să te fac de rușine, măcar în fața comisiei. Adică, măcar atâta speranță. Dar concluzia asta, că nu mai am soluții nu pot și nu mai am așteptări. Ciprian, fii atent că mă apropii de emisiunea aia, că m-a intrat cineva săptămâna trecută și mi-a zis să fac emisiunea aia cu toți românii sunt hoți. Băi, nene, nu e așa, terminați cu chestia asta. Ba da, suntem o nație care doar așa s-a creat nația asta. Exact. Suntem leneși, hoți, nu suntem prieteni, nu suntem uniți. Asta nu da, uite pe astea două pot să le iau și eu, dar nu suntem toți hoți, mă, nene, ci, Doamne, iartă-mă. Poate avem suntem, nu știu. Dar neapărat hoția nu înseamnă să-ți bag mâna în buzunar, hoția înseamnă să nu respect regulile, hoția înseamnă să nu fiu, nu știu, să nu stau la semafor, la verde, nu neapărat să-ți bag mâna în buzunar să dau 5 lei. Nu luam o ad literam. Hoția ca și stil de viață, șmecheria aia tipic românească, care o avem în ADN și nu putem curăța, nu putem repara, nu putem face nimic. Suntem pierduți definitiv și irevocabil. Păi atunci pentru tine e o veste bună că prin anul 2000 și nu știu cât o să mai fim aici, 11 milioane. Că, na. Nu o să mai fim. Dar n-avem cum. Și care au mai mult un neuron va trebui să plece pentru că o fi mâncat de sistem. Da, îți mulțumesc. Atunci face emisiune numai cu mine, aveam multe de povesti. Fii atent, că fac, mă întorc la subiectul ăsta, să trăiești, Ciprian. Luați-i Marcela numărului Ciprian, că îl sunăm de acum din când în când, ne toarnă o găleată de apă rece în cap, gata, s-a terminat emisiunea asta. Credeți-mă că o să rămân optimist, toată viața mea o să rămân optimist. Și când se va închide lumina în România, tot optimist o să rămân. Pentru că mulți dintre voi îmi dați exemplu că se poate. Pă la un moment dat, ori câștiga și oamenii buni din România. Și vedeți că și România asta, cum a zis mă Cornel de la banc, noi o scoatem la capăt, frate. Da. România în direct de astăzi se termină aici. O plăcere să vorbesc cu voi. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.